Mai sunt 2 zile până la noaptea magică, noaptea în care moșul se va urca în sania lui fermecată și va pleca în cea mai lungă și frumoasă călătorie, aceea de a duce cadouri în casele din întreaga lume, la prichindei, mai cuminți și mai ascultători ca niciodată. Anul acesta însă, simpaticul bătrânel a fost mai prevăzător ca în ceilalți ani și a trimis deja ajutoarele să ducă o parte din daruri, nu de alta, dar copiii știu că moșul nu uită niciodată când e vorba de cei mici. Evident, n-a uitat de praful de stele care le-a dat puteri sporite, așa că ajutoarele au călătorit pe apă, prin aer, dar și pe bicicletă ca să aducă daruri.